Doi foști miniștri ai agriculturii au fost condamnați definitiv la câte 3 ani de închisoare cu executare. Este vorba de Decebal Traian Reme și Ioan Avram Mureșan, filmați episodic de DNA în celebrul dosar Caltaboșul. Mureșan era deja în închisoare, iar Reme și-a fost și el încarcerat în această dimineață, va sta cel puțin un an după gratii. Mai mult de jumătate dintre români nu sunt de acord să dea bani la spitalul de stat, nici chiar dacă este vorba de o sumă modică de până în 10 lei. Pur și simplu, oamenii nu cred că o astfel de coplată va rezolva problemele sistemului sanitar românesc. În mod paradoxal, 72% dintre ei cred că statul ar trebui să deconteze serviciile medicale ale spitalelor private. Iar Ikea a scos temporar de la vânzare celebrele chiftelute suedeze după ce în Cehia acest preparat este suspectat că ar conține carne de cal preparat de un furnizor din Suedia. Lotul de chiftele nu a ajuns doar în Cehia, ci în 13 țări europene, între care nu se află și România. Retragerea chiftelelor care aduc oamenii să cumpere mobile este o măsură de precauție. Bună seara și bine v-am găsit! În această seară ne ocupăm puțin de cel mai haios, să zicem, dosar de corupție din România. Probabil cu toții vă mai amintiți ziua în care chiar TVR-ul a difuzat înregistrarea negocierii șpăgii între Decebal Traian Remeș, pe atunci ministru al agriculturii, și un fost ministru al agriculturii, este vorba de Ioan Avram Mureșan. Toată lumea l-a văzut pe Mureșan ducându-i acasă lui Remeș niște caltaboși, niște cârnați și o pălincă, vorba aia, știți cum e, că la ei acolo, la România, adevărați, așa ceva se poartă. Și am râs cu toții și ne-am distrat și am zis, vai, asta e corupția din România, nu se poate așa ceva. De fapt, corupția este foarte serioasă, iar dosarul Caltaboșul, din punctul meu de vedere, e extrem de grav. În fine, avem o sentință definitivă, câte 3 ani de închisoare pentru fiecare dintre cei 2 protagoniști principali. Denunțătorul a primit cu suspendare, e normală, și a acceptat omul să fie cameramanul Direcției Naționale Anticorupție, însă ce aș vrea eu să înțelegem din toată povestea asta? Știm probabil cu toții că Ioan Avram Mureșan se afla deja în închisoare luând 7 ani pentru o deturnare de fonduri. Ei bine, când vine vorba de corupție, în România judecătorii sunt mai indulgenți așa, adică ok, bagi un fost ministru, ăsta e al 3-lea, dacă îl pune la socoteală și pe Adrian Năstase, bagi un fost ministru la pușcărie, te mai uși la om, nu-i așa? În afară de asta, pedeapsa maximă din legea anticorupție este de 5 ani. Cum ar veni, legea respectivă îi protejează pe corupții din România, pentru că dacă pentru o deturnare de fonduri poți să iei 7 ani, pentru un abuz în serviciu poți să iei 15 ani, pentru o corupție pe bune. Omul era în foame. Râdem cu toții și zicem, vai, dosarul Caltaboșul, ce s-a mai făcut Remeș de râs cu chestia asta? Eu cred că noi ca societate avem o problemă în a combate corupția. Pur și simplu ne-am obișnuit cu ea. E de foame, vorba aia. De ce credeți că a acceptat Remeș niște Caltaboși? Problema e că a mai cerut și 15.000 de euro și un Q7. Acum 6 ani, la o terasă din Dorobanți, Decebal Traian Remeș, pe atunci ministru agriculturii, se întâlnea cu Ioan Avram Mureșan, fost ministru al aceluiași minister, se discute despre niște licitații. Cei doi nu știau că terasa era înțesată de polițiști acoperiți care au înregistrat video și audio negocierea celor doi. Avram Mureșan îl reprezenta pe Gheorghe Ciorbă, un om de afaceri din satul mare care vrea ca firma fiului său să câștige 2 contracte cu statul. Pentru asta a fost dispus să dea 15.000 de euro și o mașină de 65.000 de euro. Un alt episod al aceleași afaceri a fost înregistrat acasă la Remeș, la Baia Mare. Ca un protocol între amici, Mureșan i-a trimis acestuia cârnați și palincă evaluate de procurori la 1500 de lei. Beneficiarul final al șpăgilor, afaceristul Gheorghe Ciorbă, era cel care se autodenunțase și așa se explică al 3-lea episod al flagrantului în care acesta se întâlnește cu Mureșan. Fostul ministru aflase cumva că procurorii sunt pe fir și îi făcea lui Ciorbă instructajul, dar denunțătorul purta deja asupra lui o cameră de luat vederi, iar ceea ce a rezultat a fost o mărturisire în toată regula. Tu cu Remeș nu cunoști, dacă ce mai au ei pot să aibă? Să zicem că ne-a văzut când ne-am dus cu mașina la ea acasă. Când zicem că, că dacă ea aduc este în discuție, uite cum spunem. Spunem așa, că tu ai făcut țuica noastră. Nu, da. Așa ai venit la mine. Și ai zis, doamne, am făcut niște țuică și uite, eu vreau să vă dau domnul Mureșan și m-am gândit că poate și lui Remeș. Denunțătorul Gheorghe Ciorba a scăpat cu o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, dar asta pentru că a colaborat cu procurorii. Mureșan este deja în închisoare pentru 7 ani și probabil va cere contopirea pedepselor. Cât despre Decebal Traian Remeș, acesta poate ieși din închisoare după doar un an, căci are peste 60 de ani. El s-a predat în această dimineață la poliția din Baia Mare.
N-am nimic cu Decebal Traian Remeș, n-am nimic cu Ioan Avram Mureșan. Problema este însă că noi ca societate ne-am obișnuit cu șpaga, oameni buni. Ne intră în gene, o transmitem mai departe generațiilor noastre dacă am ajuns să nu mai condamnăm la modul serios. Va veni, cred, ziua în care în România vom legaliza această șpagă pentru că noi românii am ajuns să credem în ea. E atât de comună încât pur și simplu nu mai pare mare lucru. Și acum, apropo de treaba asta, a venit astăzi un studiu foarte interesant, un sondaj de opinie, de fapt, care mie nu mi-a plăcut. Adică nu mi-a plăcut modul în care a fost făcut, dar nu o să intru foarte mult în astfel de comentarii, să vă spun doar așa. Ne-am obișnuit inclusiv să dăm bani la doctori în spitale. V-am mai zis, eu nu consider asta o șpagă. E o atenție, cel mult, da? Sau e plata unui serviciu medical. Depinde cum vezi lucrurile. Dar mai mult de jumătate dintre noi nu sunt de acord cu introducerea sistemului de coplată. E adevărat, studiul a fost făcut pe sistemul ăsta promis, practic, de autoritățile române, Fondului Monetar Internațional. Adică până în 10 lei la spitalul de stat, odată la externare. Bineînțeles că oamenii și-au dat seama că așa ceva nu poate rezolva problemele sistemului sanitar și că la 10 lei o să mai dai în continuare și o atenție medicului și bani pe medicamente când te duci în spital, de ce nu? Cei 10 lei pe care statul vrea să-i ceară fiecărui om în parte la externare sunt un mod prin care se vor atrage mai mulți bani în conturile Ministerului Sănătății sau în cele ale spitalelor. Poate tocmai pentru că suma este modică, oamenii au gândit că ea nu va rezolva nici problema medicamentelor pe care și le cumpără singuri în spitale, nici pe cea a atențiilor acordate personalului medical. Potrivit studiului realizat de Exact în colaborare cu Link Resource, 53% dintre români sunt împotriva introducerii coplății în sistemul de sănătate. Două treimi dintre cei care au participat la studiu spun că introducerea sistemului de coplată nu va avea un efect semnificativ în ceea ce privește îmbunătățirea calității serviciilor oferite. Planurile Ministerului Sănătății includ și reducerea serviciilor gratuite pe care le oferă în prezent pacienților prin asigurarea medicală obligatorie. Cei mai mulți români nu sunt de acord cu această limitare a pachetului de bază, mai ales că sunt mulți cei care își fac analizele gratuit pentru că nu își permit să le plătească. În mod ciudat, 72% dintre români spun că nu sunt de acord cu planurile Ministerului de a nu mai deconta accesul la serviciile private. Studiul indică și un top al încrederii pe care românii o au în instituțiile din sănătate. Pe primul loc în topul încrederii sunt serviciile pe care le desfășoară SMURD-ul în România. 88% dintre cei intervievați. După SMURD este sistemul privat de sănătate, adică serviciile pe care le desfășoară spitalele și clinicile private. 75% spun că au încredere în acestea. Abia apoi urmează sistemul de ambulanță și serviciile medicale publice, adică activitatea desfășurată în spitalele românești. La finalul clasamentului sunt Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății, care au cele mai mici procente de încredere. În ceea ce privește percepția despre spitalele publice, topul celor mai apreciate spitale este condus de Spitalul Universitar din București, urmat de Spitalul Militar și Spitalul de Urgență Floreasca. Dincolo de obișnuința noastră de a da șpagă peste tot pentru a ne putea descurca în viață, vedeți dumneavoastră, sistemul sanitar din România se zbate ca multe alte instituții românești să supraviețuiască cumva rezistent la orice fel de reformă. O să vă dau acum exemplu Poștei Române, celebra fată bătrână care acum la bătrânețe s-a hotărât să se mărite. Caute care va să zică un investitor cu 150 de milioane de euro care să vină și să facă ce, dacă stai să te gândești? De fapt, o agenție de curierat. Atât o costa să faci una. E foarte adevărat că Poșta Română are și foarte multe filiale, cum ar veni agenții, nu? O avere imobiliară. Însă statul român nu s-a hotărât încă dacă să vândă Poșta Română ca pe o afacere imobiliară, adică ca pe un deținător de spații, sau ca pe o afacere. O afacere nu prea mai e, că e într-un faliment, de fapt. În ultimul raport publicat de Poșta Română se arată clar că serviciile companiei au scăzut puternic, iar apariția tot mai multor firme private cu domenii de activitate asemănătoare au transformat compania într-o gaură neagră atât pentru statul român cât și pentru economie. Problemele Poștei Române au început odată cu declanșarea crizei economice, iar în cifre pierderile au început să se vadă în 2009, atunci când pierderile au depășit 43 de milioane de euro la venituri realizate de 357 de milioane de euro. De atunci, compania românească a început să meargă din rău în mai rău. Raportul pe 2010 arată că serviciile desfășurate de Poșta Română au scăzut cu 15%. În 2011, pierderile companiei au fost de 41,5 milioane de euro, în timp ce datoriile depășeau 126 de milioane de euro. Pur și simplu, managerii de acolo nu au înțeles capitalismul și nu au putut face față firmelor de curierat rapid, care sunt mult mai scumpe, dar și mai eficiente.
De exemplu, un colet trimis prin poșta română poate să coste 7 sau 8 lei și ajunge în 5 zile lucrătoare. Firmele de curierat cer cel puțin 20 de lei, dar îl aduc a doua zi și la domiciliul clientului. Întrebarea pe care ar trebui să-și o pună un eventual investitor la poșta română este cât l-ar costa să înființeze o firmă concurentă. Evident, în niciun caz 150 de milioane de euro cât l-ar costa recapitalizarea poștei. În prezent, cea mai mare parte din venituri, 36%, este susținută de serviciul de distribuire a pensiilor, urmat de serviciul de trimitere scrisori, care însă a înregistrat o scădere. Poșta română este cel mai mare operator de profil de pe piață și are o rețea teritorială de peste 7.000 de oficii poștale și în jur de 32.000 de angajați. Da. Nu știu dacă se va alege soluția asta. Probabil că nu, deși dacă nu merge privatizarea, tot acolo or să ajungă. Soluția insolvenței la Poșta Română, așa cum se încearcă cu Olchimu și cum s-a făcut și cu hidroelectrica. Însă insolvența în România reprezintă un fenomen din ce în ce mai grav. Cei de la COFAS au făcut un studiu din care reiese că anul trecut numărul firmelor intrate în insolvență a crescut cu 20%. Partea cu adevărat interesantă este că cele mai multe dintre firmele astea în faliment, de fapt, sunt mici buticuri de cartier, adică comerț, cum ar veni, nu? Afaceri de comerț. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil când marile lanțuri se extind și 2012 a fost unul de expansiune? Da, pentru că de fapt criza poate fi un pretext. A scăzut consumul românilor, e foarte adevărat, dar nu într-atât de mult. Vedeți, în timpul ăsta pierdem niște locuri de muncă fără să ne dăm seama de fapt de ce. Cele mai multe firme care au intrat în insolvență anul trecut activau în domeniul comerțului cu amănuntul. Până la sfârșitul lui septembrie 2012, peste 2500 de firme din acest domeniu și-au cerut insolvența. De altfel, acestea sunt cele mai afectate firme din cauza crizei, iar tendința este confirmată de o analiză COFAS. Potrivit acesteia, în ultimii 5 ani, comerțul cu amănuntul a înregistrat cele mai multe insolvențe. Practic, micii buticari sunt în comă, iar în 2012 numărul falimentelor din rândurile lor a crescut cu 62% față de anul anterior. Mulți dintre ei lasă în urmă credite restante și bănci cu buza umflată, așa cum a fost afacerea mic.ro a lui Diniu Patriciu. Nu toți micii comercianți beneficiază însă de atenția băncilor, așa cum a fost cazul mic.ro. După comerț, topul insolvențelor este continuat de firmele care intermediază tranzacțiile imobiliare. Adăugând și dezvoltatorii imobiliari, dar și constructorii, numărul firmelor intrate în insolvență în 2012 a ajuns la 1582. La capitolul transporturi, insolvențele au ajuns la 713 firme în 2012, cu 25% mai mult decât acum 2 ani. În total însă, numărul firmelor care și-au cerut insolvența anul trecut a ajuns la 23.665. Raportat la 2011, acest număr este mai mare cu 10%. Le-a mers ceva mai bine celor care activează în domeniul producției și furnizării de energie electrică și termică, apă și gaze, dar și poștă și telecomunicații. În cazul acestora, numărul insolvențelor s-a redus cu până la 19%. În această statistică a contat și zona geografică în care firmele respective își desfășoară afacerile. Au fost mai puține cereri de insolvență depuse în București, dar și în nord-estul țării, în timp ce în sud-estul țării insolvențele au crescut cu până la 17% în 2012 față de 2011. V-am explicat acum ceva vreme că cei de la Petrom s-au apucat să facă un concurs de proiecte în care îi stimulează pe român practic să creeze locuri de muncă. Nu orice fel de locuri de muncă, ci afaceri care au un anume impact social. Totul în țara lui Andrei. Cine o fi Andrei ăsta? Am invitat-o pe maică-sa în seara asta la noi. Bună seara, Mona Nicolici, reprezentant sau manager proiecte sociale Petrom. Corect? Oarecum, sau mama, da, lui Andrei. Sau mai bine așa? Cum vrei tu, mama, the mother and the father, cum ar veni. Mai degrabă mama lui Andrei. Nu, am auzit cred că se folosește, e la modă povestea asta. A, era cu mamul și tatăl, nu vrea asta. Da, Mona Nicolici, care se ocupă de proiecte de responsabilitate socială la Petrom. La o companie cu profit foarte mare, care, de ce faceți treaba asta? De ce v-ați apucat să faceți un concurs de afaceri, de idei de afaceri? E o poveste lungă, nu cred că avem timp în seara asta să povestim. Eu vreau să te întreb ce caut eu aici, într-o emisiune în care vorbim, e luni, doamnelor și domnilor, și vorbim despre Caltaboș, Chiftele și domnul Ciorbă de Rințătorul. Și șomeri, tocmai și am vorbit despre șomeri. E, tocmai de-aia, vezi, trecând de toate alimentele astea, că așa ne gândim noi românii doar la mâncare, nu știu, ne alegem și numele, cred că în funcție de asta, cred că mai sunt și alte lucruri de făcut în țara asta. Cum ar fi să facem profit? Cum ar fi să facem profit toți? Ideal, nu cred că există așa ceva. Toate afacerile din România ar trebui să facă profit, statul ar trebui să fie interesat de asta, uite, companiile sunt interesate. Și întrebarea, răspunsul la întrebarea ta de ce face Petrom asta, nu pentru că știe să facă profit și pentru că a înțeles că nu poate să fie singurul care face asta și să crească într-o țară și în niște comunități care se
ruinează, care dispar în fiecare zi. Știm că suntem o companie care avem un impact foarte mare asupra societății, asupra mediului și avem această politică de a da înapoi societății ceva, nu pentru că ne mustră conștiința. Cine Andrei? Cine Andrei? De ce țara lui Andrei? Cam rar ocazia. Adică nu prea este să vorbesc. Este o întrebare care mi se deci pune foarte Andrei? Des. E austriac? Cine e el? Andrei, ești tu, Moise, tu da? Care încerci în fiecare seară să schimbi ceva în bine în jurul tău și în țara asta, care se zbate să facă ceva bun. Andrei sunt eu, Andreea sunt eu. Fiecare dintre noi avem în jurul nostru, acasă, în familie, între prietenii noștri, un Andrei sau o Andreea. Avem un motiv pentru care să luptăm pentru o lume mai bună. E un nume atât de cunoscut în România încât am spus că este un simbol care merită folosit și pentru care poate românii pot fi motivați să facă, să schimbe lucrurile din jurul lor. În plus, Andrei, Sfântul Andrei, este ocrotitorul României. Ce poate să fie mai important, poate pentru o țară atât de spirituală și tradiționalistă, într-un fel, să se miște? Foarte interesant. Dar hai să înțelegem mai bine ce înseamnă afacere socială. Hai să adică... răspund la întrebarea aia, că mi-a plăcut aia, dacă e român sau austriac. Așa, da. Eu am înțeles că e român, eu răspund. Clar, e român, dar are spirit de austriac. Asta înseamnă aproape neamț. Sau cum? Înseamnă aproape neamț. Dacă îi întreba un austriac, s-ar supăra, sunt convins. Da. Okay, care deci, știe să facă profit, care deci are spirit socială. Antreprenorial. Haideți să venim la spiritul ăsta antreprenorial, pentru că e mult, 350.000 de euro, din care veți finanța 10 afaceri, e o sumă importantă. Vine în medie cam 35.000 de euro de afacere. Mă gândesc că sunt oameni care au aplicat deja sau aplică. Da? Da. Hai să înțelegem întâi ce e afacere socială, adică ce ar trebui să prezinte ei în studiul ăla, în concursul Petrom. O afacere socială este practic o afacere, un business despre care și voi vorbiți în fiecare seară. Ceea ce are în plus este faptul că se adresează și unei probleme, unei probleme sociale dintr-o zonă. Ceea ce nouă ni se pare extrem de interesant este un trend, să spunem, în domeniul ăsta al responsabilității sociale în toată lumea. Noi am spus că este o soluție pentru România. Ce poate să fie mai bine decât să faci o afacere profitabilă care să rezolve și niște probleme sociale? Poți să-mi dai un exemplu ca să înțeleg mai bine? Poți să-ți dau mai multe exemple. Există deja astfel de afaceri dezvoltate în România cu sprijinul unor organizații internaționale care vin cu o expertiză foarte mare internațională pe zona asta de afaceri, de dezvoltare de afaceri sociale. Nestu e partenerul nostru în acest proiect, ei au o expertiză foarte mare. Un exemplu este Concordia Bakery, de exemplu, de pildă, unde noi am și lansat proiectul. E drept că ideea a pornit, de fapt, de la o fundație și ei se ocupă de copiii străzii și s-au gândit ce facem cu ei și au găsit soluția de a le crea o meserie, de a învăța ceva ca să poată să-și trăiască viața în niște condiții decente. Și așa au ajuns să construiască o școală de meserii unde învață pe copii diverse lucruri, să fie brutari, să cofetari sau mai știu eu ce alte meserii și apoi le caută și locuri de muncă. Și așa și-au dat seama că pot construi toate aceste afaceri. Astfel s-a născut Concordia Bakery, care este o brutărie. Vă recomand, îi fac reclamă pe unde pot, pentru că este un lucru absolut senzațional, condusă de un antreprenor, de un om care a plecat dintr-o corporație și care a spus că este nu doar un antreprenor, este mai mult decât atât și vorbim acum și despre profilul antreprenorului social. Dar face și profit, hai să ne face înțelegem. Face și profit, pentru că profitul ăla se reîntoarce cumva în ajutor, în sprijinul copiilor străzii, dar face și profit pentru că trebuie să-și susțină afacerea, el trebuie să plătească salarii, trebuie să conducă, să plătească taxe și așa mai departe. Dar nu are doar scopul de a face profit, de a băga în bani, în buzunar și să mergem acasă să ne luăm cârnați, caltaboși și chitere. Și în concursul vostru, care văd că are data 4 martie, da? E corect? 4 martie este data la care se încheie perioada de închidere a aplicațiilor. Așa, până hai să nu te întreb direct cât s-au, sau te întreb și direct da, cât, s-au înscris, cât s-au înscris avem până peste acum. 100 de aplicații până acum și mai avem o săptămână. Din experiența noastră, în ultima săptămână se înscriu cei mai mulți. Și te-ai uitat puțin peste proiecte? Adică au înțeles românii conceptul ăsta? Mai știu mult... ce să facă, ce au de gând știi să facă? Știi ce e surprinzător și a fost pentru mine extraordinar? În ultimele 3 săptămâni am fost în 5 mari orașe unde am făcut întâlnire față în față cu oamenii care sunt interesați de această competiție. A fost peste așteptările mele să văd cât de mare este interesul românilor, despre care se spune că nu au spirit antreprenorial. Păi vorbim de 35.000 de euro. Da, dar ăștia banii ăștia nu se iau atât de ușor. Nu îi vor primi niciodată în mână pași și nu ne mai întâlnim. Ei vor trece prin niște etape extrem de laborioase. Vor fi monitorizați, vor fi învățați să ducă un business-ul ăsta până la capăt, iar banii îi vor lua în etape. Adică le dai și consultanță? Da.
Da, timp de 7 luni de zile vor primi consultanță până când vom vedea că business planul este unul fezabil, că își îndeplinesc toate obiectivele și tot ce și-au propus, că toate criteriile pe care noi le-am pus în acest concurs se respectă și mai mult decât atât vom încerca apoi să îi ducem și pe partea de sustenabilitate, să-și dezvolte business-ul și să-și găsească și alte cofinanțări, pentru că nu avem nici interes, noi suntem o bancă. Noi putem să pierdem banii ăștia sau putem la sfârșit să tragem linie, să spunem, am creat atâtea locuri de muncă, am adus atâția bani la bugetul local, am creat indirect alte locuri de muncă sau poate am creat alte business-uri. Mai am o întrebare la tine. Te avertizez că o să-ți fie destul de dificil să răspunzi. Ne cunoaștem, nu? E această inițiativă un fel de, să zicem, pentru conștiința petromului, pentru somnul lin al doamnei Mariana Gheorghe sau al tău sau al celor care lucrați acolo? Că, să spun și de ce. Săptămâna trecută am anunțat că e posibil să dărâmați Arpechimul. În același timp știm cu toții că Petrom, în momentul în care a fost preluat de OMV, a trecut printr-un proces de restructurare severă. Adică a lăsat în urmă niște șomeri. Dar știm lucrul ăsta și ăsta este unul dintre motivele pentru care încercăm să dezvoltăm business-uri sociale. Ăsta este motivul pentru care în ultimii 6 ani am investit peste 30 de milioane de euro în proiecte de responsabilitate socială. Mai mult decât atât, răspunsul meu însă la întrebarea ta este următorul. Conștiința Petrom este formată din conștiința a peste 20.000 de oameni care lucrează în Petrom și care fac în fiecare zi, nu-și fac doar jobul și nu fac doar profit pentru Petrom. Fac lucruri extraordinare pentru România și primul om care face asta este Mariana Gheorghe, pe care eu am întâlnit-o acum 6 ani și care a venit cu această dorință nebună de a face, de a integra în strategia Petrom și strategia de responsabilitate socială. Dacă eu nu întâlneam pe Mariana Gheorghe și nu credeam, astăzi n-aș mai fi fost în Petrom. Te-am supărat? Nu, de dar nu m-am emoționat, pentru că eu îi cunosc nu pe toți cei 20.000 de oameni, dar știu cât de mult suferă ei atunci când li se reproșează că fac Petrom, că fac profit, iertați-mă. Să faci profit e un lucru extraordinar. Repet, de ce nu facem toți asta? Cu condiția să dai înapoi societății o parte din el. Sau de ce? Nu știu. De ce? Te întreb de ce, câți fac asta? Probabil mulți. Sau cine știe, poate în țara lui Andrei. Țara lui Andrei o face din multe alte motive. Dar ce vreau să-ți mai spun este că Petrom, și tu știi asta foarte bine, este compania care după privatizare, deci din 2005 până în 2012, a investit peste 9 miliarde de euro. A făcut investiții și este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat și numai anul trecut a dat 2 miliarde de pentru euro. Pentru că este una dintre cele mai mari companii din Europa. De acord. E rău? E rău. Foarte bine. Și este un model de urmat. Motivul pentru care te-am chemat în această seară aici este pentru că eu însumi mi-am propus să fac acest gen de educație socială, de fapt pe bizidei.ro. Puteți găsi deja, am postat în acest weekend, un exemplu de afacere socială și vom continua să facem asta pentru educație, atât cât putem noi. Nu ne-am propus să educăm publicul, adică nu vă băgăm informații cu deasila în cap. Dar dacă vă și place să vă uitați la această emisiune, de ce să nu învățați ceva din ea? Mulțumesc foarte mult, Mona Nicolici. Și eu mulțumesc, Andrei. De mii de români și-au pierdut locul de muncă în Spania în ultimii 2 ani, iar alte câteva sute de mii au acceptat să muncească la negru pentru a supraviețui. Criza a apropiat mult Spania de realitățile românești, dar cei plecați acolo spun că acceptă orice, numai să nu revină în țară. N-am mâncat niciodată chiftele suedeze de la Ikea. Nu mă mândresc cu acest lucru, știu că sunt foarte ieftine, îmi place modul în care suedezii știu să vândă mobilă, aducând lumea la chiftele ieftine și hodo și ce mai vând ei acolo. Nu vreau să comentez foarte mult asta și deși nu sunt un mare fan Ikea, vă spun că am apreciat faptul că astăzi magazinul unicul din România a retras de la comercializare celebrele chiftele suedeze după ce a apărut un scandal în Cehia. Cehia au găsit urme de carne de cal într-un lot de chiftele care nu ajunseseră la comercializare. Acel lot a fost răspândit prin 13 țări europene, între care nu se află România. Cei de la Ikea au zis să le retragă temporar, să facă toate verificările, pentru ca după aia să vi le vândă înapoi. Autoritatea veterinară din Cehia a anunțat că a descoperit urme de carne de cal atât în chiftelele restaurantului Ikea din Praga, cât și în hamburgerii unui producător local de alimente. Însă, cel puțin în cazul Ikea, chiftelele suspecte au fost descoperite înainte să fie scoase la vânzare. Chiftelele au fost produse în Suedia și doar unul dintre loturi ar fi conținut carne de cal, spun autoritățile pragheze. Ulterior, Ikea a declarat că lotul suspect a ajuns în restaurantele magazinelor de mobilă Ikea din 13 țări europene.
Mâncarea Ikea din România nu este suspectă, dar au fost retrase temporar de la vânzare. Chifteluțele testate pozitiv cu urme de carne de cal din Republica Cehă nu au ajuns niciodată la vânzare în vreun restaurant Ikea. Produsele au fost temeinic verificate de către colegii din Suedia responsabili pentru produsele din magazinele Ikea, împreună cu furnizorul nostru global. Totuși, noi am decis scoaterea temporară a chifteluțelor de la vânzare din magazinul din Băneasa pentru verificarea suplimentară. Ikea nu își permite să piardă clienții restaurantului din Băneasa, care generează aproximativ 5% din vânzările de aproximativ 90 de milioane de euro ale singurului magazin de mobilă pe care compania suedeză îl are în România. Aproape jumătate din încasările pe care le-a avut restaurantul Ikea din Băneasa au fost generate tocmai de cele 4 milioane de chiftele vândute. Tot respectul pentru suedezi, toată rușinea pentru francezi. Vedeți dumneavoastră, scandalul ăsta european al cărnii de cal are toate ingredientele unui fenomen al crizei economice. Eu am ajuns la concluzia, eu, Guran din România, am ajuns la concluzia că e imposibil să nu fi mâncat carne de cal în momentul în care am cumpărat carne tocată de vită sau am... E imposibil la cum s-a extins acest scandal. Și totuși, cum am ajuns aici? Am ajuns aici din cauza crizei și pentru că la un moment dat mai mulți producători de carne s-au lăcomit și au zis ne trebuie la același preț niște costuri mai mici și au adus tot felul de animale pe care le-au băgat acolo în carnea tocată. Ce fac francezii spre deosebire de ceilalți? Deși ei au fost capul răutăților în toată povestea asta și punctul de plecare până la urmă în aranjamentul ăsta pan-european, ce fac francezii este să folosească acest scandal pentru a-și vinde produsele din Franța, adică pentru o atitudine protecționistă, oameni buni. După discuții cu guvernul de la Paris, mai mulți distribuitori de alimente, printre care și Carrefour și Findus, care a fost, nu, implicat direct, au promis că vor vinde în Franța doar sortimente cu carne făcută în Franța. Halal paneuropism. În urma scandalului cărnii de cale, lanțurile de hipermarketuri Carrefour și Intermarché au promis ministrului agriculturii de la Paris, Stéphane Le Foll, că alimentele sub marcă proprie vândute în Franța vor fi preparate doar cu carne cumpărată de la fermierii francezi. Desigur, mărcile de import vor rămâne pe rafturile celor două hipermarketuri, indiferent de proveniența cărnii. Însă eliminarea furnizorilor străini pentru mărfurile Carrefour și Intermarché este până la urmă o formă de protecționism la care va apela și Findus. Gigantul alimentar francez a anunțat de asemenea că va folosi doar carne franceză, ceea ce reprezintă într-un fel culmea tupeului. Asta pentru că produsele Findus au fost printre primele în care a fost găsită carne de cal, iar de vină nu a fost vreun furnizor străin, ci tocmai compania franceză Spanghero, care inițial deduse vina pe abatoarele românești de cai. Însă autoritățile franceze au acuzat Spanghero că a vândut în mod intenționat carne de cal drept carne de vită, iar compania a decis vineri să și închide divizia de procesare alimentară, chiar dacă nu a fost dat încă un verdict final. Chiar și așa apare acum temerea că scandalul cărnii cu etichetă mincinoasă ar putea fi folosit și de alte țări pentru a-i proteja în fața concurenței cu firmele străine pe fermierii locali loviți de criză. Iar criza nu a dat naștere doar sentimentelor protecționiste, ci a creat de la bun început întreg scandalul cărnii de cal. Deja numeroase restaurante din Franța își fac reclamă din faptul că folosesc doar vită franțuzească verificată. În ultimii 5 ani, din ce în ce mai mulți cai au ajuns la abatoare după ce nu au mai existat bani pentru întreținerea lor. A lot of even just, you know, young, good working horses were often turning up at the abattoirs to be killed. They would get more for their horse meat value than they would selling them, which was very sad. Cum cantitatea de carne de cal din piața alimentară a crescut, prețul automat a scăzut, căci nu în toate țările se consumă carne de cal. În schimb, vita se consumă peste tot. Așa că unele abatoare din întreaga Europa, dar și din Asia sau America de Sud, au căzut pradă ispitei de a vinde carne tocată de cal cu eticheta și prețul cărnii de vită. Din păcate, asta a făcut criza din civilizația europeană. Multe lucruri ai zice că s-ar fi putut întâmpla doar în Europa de Est, hai să nu zic în România, pe când în Europa civilizată nu. Și totuși, criza aduce din nefericire Europa civilizată, cum îi spunem noi, Europa cu apă caldă permanentă, tot mai aproape de partea asta de Est a bătrânului continent. Vedeți dumneavoastră, în momentul de față în Spania, acolo unde au plecat peste 1 milion de români pentru o viață mai bună, ca să-și caute o viață mai bună, 50.000 dintre ei și-au pierdut locul de muncă în ultimii 2 ani, iar alte câteva sute de mii au acceptat să renunțe la cartea de muncă. Adică muncesc practic la negru, nu au niciun fel de drept, dar nu se gândesc să revină în țară pentru că spun ei tot în Spania este mai bine. Asta contează până la urmă mai mult sau mai puțin. I-am pierdut și gata, dacă stăm să ne gândim într-un fel, nu? Pe de altă parte, ei trăiesc în Spania ce ar fi trăit poate și în România.
Șomajul de 26% și restricțiile de pe piața muncii nu i-au descurajat pe cei 900.000 de români care trăiesc în Spania. De ani buni, comunitatea românească a rămas la fel de mare. Însă, odată cu declanșarea crizei economice, numărul celor care muncesc legal în Spania a scăzut dramatic. În acest moment, doar 250.000 de români mai au carte de muncă și spun că au făcut sacrificii uriașe pentru statutul de angajat cu acte în regulă. Cartea de muncă reprezintă un avantaj, mai ales pentru cei care și-au adus și copii în Spania. Lucrăm mai mult decât ne cere lucrul mai, să lucrăm mai mult decât pe normal, pe bani mai puțin, față de acum 5 ani câștigam foarte bine, acum rău, dar avem de lucru și aia e bine. Pentru restul de 650.000 de români din Spania, situația este neclară, căci nu se știe câți sunt șomeri și câți lucrează la negru. Unii români au refuzat să mai depindă de patronii spanioli care taie salariile sub pretextul crizei economice, așa că și-au deschis propriile afaceri în peninsula iberică. Oleg Popa, de exemplu, a deschis prima covrigărie din orașul Alcalá de Henares. Păi ne-am gândit să aducem și noi o parte din România, nu să aducem aici românilor, nu? Nu am văzut în Alcalá în primul rând și am zis hai să deschidem, să vedem cum va merge. Până la urmă a mers, căci și spaniolii au prins gustul covrigului de Brașov, pe care Oleg îl vinde cu doar o jumătate de euro. Chiar dacă economia Spaniei nu dă semne de revenire, iar specialiștii prognozează o creștere a șomajului anul acesta, românii strâng din dinți și evită să revină în țară. Mulți vin aici la birou și se plâng. Am fost în România, n-am găsit nimic, m-am întors, poate din nou să-mi găsesc ceva aici de muncă. Și tot așa, sunt români care pleacă, vin. Dar nu rezistă prea mult din țară. Chiar dacă au scăzut de la începutul crizei, salariile din Spania rămân de 4 ori mai mari decât cele din România, iar indemnizația spaniolă de șomaj pentru românii care au lucrat legal pornește de la 400 de euro și ajunge la 1000 de euro pe lună. Iar acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care românii preferă să rămână în Spania. 4,38 astăzi euro la oficial, în ușoară creștere față de închiderea de săptămâna trecută, în scădere reală însă în piață. Uitați-vă puțin la dolar. Dolarul a scăzut mult și, așa cum vă spuneam săptămâna trecută, e de așteptat ca perioada lui de glorie sau mini-trendul ăsta de apreciere al dolarului să se termine, ceea ce probabil va duce și euro în jos față de euro românesc. Nu știm cât. Probabil că mâine se va duce undeva pe la 4,37, dar eu am speranțe că săptămâna asta poate scădea chiar mai jos. Nu insist astăzi foarte mult asupra lui. Vă mai vorbesc și mâine. Până atunci să revin puțin cu o precizare legată de cea mai bună metodă de economisire pe care v-am prezentat-o eu săptămâna trecută. Este vorba de conturile de economisire creditare. Noi avem două bănci de acest fel în România. Este vorba de Raiffeisen, Banca pentru Locuințe, și de BCR, Banca pentru Locuințe. V-am făcut o simulare pentru o depunere ideală, pentru prima de 1091 de lei pe care statul o dă. Vă spuneam că este vorba de un depozit de aproximativ 1000 de euro, dar în lei, anual, nu e cine știe ce, însă după 5 ani de zile poți acumula aceste sume. Uitați-vă, 28.000 de lei și ceva la BCR Banca pentru Locuințe, 27.884 precizează cei de la Raiffeisen Banca pentru Locuințe, asta pentru că din cercetarea noastră de atunci nu are ieșit faptul că ei ar capitaliza și această primă. Ei bine, spun că o capitalizează și că acesta este câștigul. Revin asupra acestui subiect cu explicații pentru că, de fapt, acesta este modelul, dacă vreți așa, de educație financiară. Dacă vreți să economisiți bani pe termen lung, dacă vă gândiți nu neapărat la achiziția unei locuințe, ci, nu știu, pentru facultatea copilului, de exemplu, 5 ani nu înseamnă cine știe ce, iar suma, aproximativ 1000 de lei pe an, 1000 de euro pe an, scuzați-mă, nu reprezintă chiar un mare efort financiar. Loganul conduce în topul preferințelor românilor pentru mașini noi, dar când vine vorba de mașini second-hand, pe primul loc este un Golf 4 vechi de cel puțin 10 ani. O revistă de specialitate a făcut un sondaj din care a aflat care sunt cei mai satisfăcuți posesori de mașini din România. Ei bine, nu sunt nici conducătorii de Logan, nici de Golf 4. Ceea ce se întâmplă în Bulgaria nu-mi place deloc, vă spun. Deci, ei au ieșit în stradă, a căzut și guvernul, au protestat împotriva furnizorilor de electricitate, dar între timp aceste proteste s-au transformat în proteste ale tuturor nemulțumiților. E o adevărată criză și nu neapărat numai politică, ci și socială, ci și economică, de mai multe feluri. Vedeți, noastră, la Sofia s-au desfășurat ieri în mod simultan 3 proteste independente. Unul împotriva Băncii Naționale a Bulgariei, care este acuzată că protejează băncile ce abuzează de clienții bulgari. După ce au reușit să demită guvernul lui Borisov, protestatarii încearcă acum să provoace și demisia guvernatorului Băncii Naționale.
Zeci de mii de bulgari au mărșăluit pașnic ieri pe străzile Sofiei în trei proteste separate, fiecare cu câte o revendicare. Bulgarii nemulțumiți de valoarea facturilor la curentul electric s-au strâns în fața Ministerului Economiei, cei nemulțumiți de planurile urbanistice ale Sofiei s-au strâns pe podul Orlov, iar cei supărați pe ratele la bănci s-au strâns lângă sediul Băncii Naționale. Aceștia din urmă au cerut demisia guvernatorului Băncii Centrale Ivan Iscrov, pe care îl acuză că protejează în mod ilegal instituțiile financiare care abuzează de nevoia de bani a cetățenilor. Bulgarii au cerut ca dobânzile și alte termene și condiții din contractele de credit să fie fixe. Totodată au cerut să fie publicată o listă de condiții clare pe care trebuie să le îndeplinească o persoană care vrea un împrumut de la bancă, iar dacă acea persoană nu mai poate plăti ratele, să fie protejată de o lege a falimentului personal. Bulgaria a trecut deja prin două săptămâni de proteste mari care au dus în urmă cu o săptămână la demisia guvernului Boyko Borisov. Inițial, protestele au fost strict legate de problema facturilor de energie electrică mult mai mari iarna aceasta decât iarna trecută. La un salariu mediu de 360 de euro și o pensie medie de 150 de euro, bulgarii au avut de plătit în unele cazuri facturile electricitate care au ajuns la 90 de euro, din care 55 de euro reprezentau diverse taxe ale companiilor de electricitate. În Bulgaria, furnizarea de electricitate este asigurată de trei companii străine, două din Cehia și una din Austria. Fiecare deține monopolul pe câte o regiune. Acum o săptămână, cu o zi înaintea demisiei guvernului Borisov, cehii de la CEZ au fost anunțați că își vor pierde licența, însă până la urmă s-a renunțat la această sancțiune. Și pentru că asta cu răscoala castraveților nu mi s-a părut suficient de răutăcioasă pentru, știți dumneavoastră, aia cu mămălicii, da? De ne-au zis să iei nouă. O să vă mai spun că, de fapt, capra vecinului s-a predat și s-a înclinat în fața caprei noastre naționale, cum ar veni. Ceea ce încerc să vă spun este că fostul premier sau premierul demisionar a sugerat modelul românesc în rezolvarea crizei politice, arătând în primul rând că n-a înțeles ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că Boyko Borisov le-a propus partidelor de opoziție care nu au acum majoritatea în Parlament să facă totuși un guvern cu sprijinul partidului său. Anul trecut în România n-a fost chiar așa. Da? Dar e bine să ne ia de exemplu, mă gândesc și eu. Doamnelor și domnilor, în topul mașinilor pe care românii le preferă la cumpărare se află Loganul. Dacă vorbim de mașini noi, e simplu de explicat toată treaba asta, e vorba de bani. Însă, în momentul în care vorbim de mașini vechi, o să râdeți. Cumpărătorul român de mașini uzate preferă un anume tip de Golf dintr-un anume an de fabricație. Tot de bani e vorba, să știți. Un studiu realizat de cei de la Auto.ro arată că cei care se gândesc să își cumpere mașină nouă se orientează cu precădere pentru Dacia, nu neapărat din naționalism, cât pentru prețul imbatabil. Totuși, Dacia nu este foarte căutată la revânzare decât dacă este vorba despre modelele puțin rulate. Pe locul 2 în topul preferințelor celor care caută o mașină nouă este Volkswagen, iar pe 3 Opel. Dar diferențele sunt mari, căci cel mai ieftin model Volkswagen este Polo, o mașină mult mai mică decât un Logan, dar cel mai mic preț și la ofertă este de 11.200 de euro. La fel și Opel Corsa, al cărui preț pornește de la 11.300 de euro. Când vine vorba de mașini, second-hand topul este cu totul altul. Cea mai căutată mașină veche este Golf 4, iar românii preferă modelele fabricate de Volkswagen între 2000 și 2002. O astfel de mașină costă în medie 3.500 de euro. Cei de la Auto.ro au încercat și un top al satisfacției, făcut tot prin sondaj. Aici s-au clasat pe primele locuri modelele Honda. Cei care conduc o astfel de mașină spun că este fiabilă, o poți întreține ușor și cu bani puțini. Când vine însă vorba despre consumul de carburant, Skoda este mașina ideală pentru condus în afara orașului, în timp ce Citroen este mașina cu cel mai bun consum în oraș. Între șoferii care fac deseori drumuri, modelul preferat este unul de la Mercedes. Studiul prezentat de Auto.ro arată și cum ar putea să evolueze piața auto din România în acest an. Asta pentru că în urma răspunsurilor celor care au participat la studiu s-a constatat că numărul celor care vor să-și cumpere o mașină s-a redus cu 12%. Interesant este faptul că în acest an ar putea scădea destul de mult numărul celor care vor o mașină la mâna a doua. Bună seara, Ligia! Cum merge treaba pe la voi? Bun găsit, Moise! Am văzut și la tine povestea cu chifteluțele de la Ikea. Asta este, nu mai mâncăm acolo. O avem și noi povestea în telejurnal, pentru că reporterii noștri au filmat chiar momentul în care angajații magazinului goleau rafturile de celebrele chifteluțe. Imaginile sunt evident grăitoare. Vedem și cum cămătarii din București aveau în propria curte o adevărată grădină zoologică, chiar în mijlocul Bucureștiului. Urși, lei, cerbi, carpatini și 30 de cai de rasă. Mai mulți anchetatori spun că Nuțu Cămătaru obișnuia să-și amenințe victimele cu lei din dotare. Tot în telejurnal vedem și imagini de la gala decernării premiilor Oscar. Avem lista marilor câștigători, controverse și evident picanteriile de la spectacol și cele mai reușite ținute ale vedetelor. Mai multe detalii în câteva clipe în telejurnal. Mă tot întreb ce făcea cu cerbii din grădina zoologică. S-a menit pe cineva, dăm banii că te dau la cervă, știți? Mulțumesc, Ligia, vă urmărim. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. De la această oră eu vă aștept pe bizidei.ro, unde comentăm cele mai importante știri de peste
zi. Mâine de la 13:30 comentăm de asemenea, dar la radio, la Europa FM. Mâine seară de la ora 19 sunt înapoi aici pe TVR1. La revedere!